și lumea, nimeni nu-mi face voia, numai eu cu ce era și săraca gura mea. N-am știut e ce bună, da-mă, eu aș căpăta, aș ști cu lumea ce fac. Ai, când am fă lume e tine, nu ți-o fă urât cu mine, da-mă, dacă am bătrânit-o și tu lume mai urât-o. Hai, duce-mă-i lume din tine, că eu trec și tu-i rămâne. Ca și lumea trecătoare, îmbătrâne pe oricare. Ciudă-mi și bănuiesc că nu mai pot să iubesc. Spuneați, domn profesor, că nu v-ați oprit la această carte ca și culegere de folclor, mă refer, ci din contră, ați adunat foarte multe și multe dintre ele le aveți și pe benzi de ceară, cum era cândva. Da, am pornit la drum, și intrând în domeniul acesta, mi-am dat seama că înaintea lui Béla Bartók a fost în 1910 Tiberiu Bredicianu. Exact. Mare compozitor, mare pianist și mare dirijor. Dar spre nenorocirea noastră și a mea, în primul rând, și a noastră, a maramureșenilor, Tiberiu Bredicianu, în cele 160 de melodii, cartea, nu ne-a lăsat un studiu științific despre folclorul din Maramureș, față de ce a făcut Béla Bartók. Și nelăsându-ne un studiu, nu puteam să compar. Nu avem un punct de pornire, să am doi piloni la care să pornesc, să-mi dau seama concluziile unuia și altuia. Și atunci am pornit pe cont propriu să colim tot ce-o cules Tiberiu Bredicianu, toate satele unde a fost Béla Bartók. Efectiv, pe teren, cu Tesla, că nu era altceva, era la magnetofonul oră. Tesla, cu patru benzi, peste 40 de benzi care le am, și am colindat. Mașină mai puțin, cu aurata, cu ce am putut. Deci, toate vacanțele, doamna Poble știe, le-am petrecut în toate comunele, deci au fost cele 14-16 comune al lui Béla Bartók și 14 al lui Tiberiu Bredicianu. Trei din ele le-au făcut împreună. Întâmplarea sau nu, tot amândoi însoțiți, spuneam, de preotul Ioan Bârlea. Prima concluzie. Melodiile scrise de Tiberiu Bredicianu, deci dacă e comuna Leordina și Petrova, nu poate fi o diferență prea mare de cele două comuni de a gândi folclorii sau de a cânta. Tiberiu Bredicianu îmi culege 6 sau 4 melodii, 4 sau 6 melodii îmi culege și le scrie în măsura de 6, pe când Béla Bartók le scrie, nu, alte melodii, le scrie în 2 pătrimi. În 2 a 4. Și atunci mi-am dat seama că ceva nu e, cum spuneam la început, nu e vina lui, n-a putut să pătrundă în firea subtilă a maramureșanului. N-a simțit stilul. Exact, exact. Și tot ce a fost scris despre Maramureș, care se află în toate bibliotecile, că am fost la ocazia turneului ansamblului Mara și nu numai, am fost și am văzut în Germania, în Franța, toate facultățile, conservatoarele de muzică au în bibliotecile lor această carte, Folk Music de Rumânia, Folk Maramureș. Deci pentru ei ceva carte de căpătâi, dacă cineva studiază folclorul din Maramureș, care, din nefericire, că ar fi împrumutat, că ar fi mult luat și că ne scăldăm în acel ritm de 2 pătrimi.
ceea ce este, după mine, complet greșit. Doamna Buciu ne-a demonstrat în seara aceasta și ne demonstrează în tot ce a făcut în viața ei și nu e singura, dar este pilonul acestui demonstrații că Maramureșanu se plimbă în acel ritm de 6 optimi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gândiți-vă, suntem, precum cântecul de leagă, suntem la, într-o casă istorică. Meșter Grindă înălță agăța acel leagăn. În leagănul ăla am fost și eu și doamna Buciu, sunt convins, și tu. În acel leagăn, pe frânghii. Aia. Exact. Aia. Un, doi, da, tu ilea. Deci, Câtu-i Maramureșu. Uite-l aici, scris. Câtu-i, deci, ritmul legănat. Care e specific, nu numai Maramureșului. Horea noastră, horea unirii. Ritmul legănat de 6 optimi. Întregii țări românești. Deci nu numai neapărat noi suntem ritmul legănat. Acest ritm e o zonă foarte mare, foarte întinsă. Și desigur că avem și melodii mișcate, melodii în două pătrimi, nu contează acest ritm. Da. Dar de aici până a face că ritmul din Maramureș este ritmul de două pătrimi, care ne dă acel pătrime cu optime și optime cu pătrime. Tam, ta-ti-ta, tam, ta-ti-ta, care dă un alt ritm care nouă ne este străin, sau aproape străin. Am mai spus și mă repet și îmi cer scuze. Influența au fost și vor exista. Interferență sunt popoarele din jur. De aici până a prelua ceva sau a nu avea noi folclor este complet greșit. Da. Desigur, n-am terminat. Da. Bela Bartok, ca să nu întind prea mult, a revenit. Aici mi-a fost. A revenit în 1920. A avut un concert la casa, la Palatul așa, Episcopal, unde aveți sediu și voi, unde acolo a cântat un concert pentru pian. În studiul lui, în geniul lui, marele geniu al Bela Bartok, spune așa, în stadiul actual al cercetărilor folclorice. În stadiul actual al cercetărilor folclorice. Nu spune că asta e tabu. Atunci, la 1913. Ei, în 1956, înainte de a muri, toate arhivele Bartok de la New York, acolo a fost transferat tot materialul, în copii, nu știu, nu cunosc prea multe amănunte. Nu în original, sigur. Da, în copii, acolo, acea ediție în 3 volume mari, eu nu o am, o are Academia de Muzică din Cluj, familia domnului Mârza, Dumnezeu să-l ierte, profesorul meu, care m-a strunit și bine a făcut, îi mulțumesc dacă mă aude, sunt convins că mă aude, și a revenit asupra multor concluzii care le-a tras domnia sa în 1913, despre folclorul din Maramureș. Ei, dar cartea era tipărită și această carte am găsit-o, v-am spus, în toate bibliotecile de la conservatoarele din Amsterdam, din Germania, din Franța, așa mai departe. Și a rămas așa. Ei, am încercat la această carte, am încercat. N-am reușit pe de-a total, am încercat și voi încerca să aduc un aport, modest raport, asupra ceea ce înseamnă a cerceta folclorul în profunzime, spunea doamna maestră Angela Buciu. Adică de a vedea exact rădăcinile gnoseologice, cunoașterea noastră de unde am pornit. E la Horea Lungă, Horea cu noduri. Această Hore cu noduri, pe care îmi pare rău, Bela Bartok nu o sesizează. Interesant. Pentru mine a fost interesant. Lipsește din colecția Bartok Colinda și Horea cu noduri. Exact. Ceea ce e foarte interesant. Culmea, că înainte de a lui Tiberiu Brădeceanu o găsește. Da. Are două melodii de Horea cu noduri. Nu scrie nodurile, dar scrie melodia de bază, elementul de bază. În profesor, haideți să fac o mică paranteză. Dacă la această oră Horea cu noduri sau Duină, cum îi spunea, exact, Bela Bartok. Sau Horea înturnată. Da, Horea frunze, mai multe denumiri. Da. E Horea din Grumaz. Sau Horea din Grumaz. Dacă la această oră este împământenită ideea că este Horea din Lăpuș, este o foarte mare greșeală. De ce?
Pentru că, de fapt, originea o are în Maramureș, în Maramureșul istoric. Și vă spun acest lucru, dacă facem o mică retrospectivă... Trebuie să mă ridic în picioare în fața... Vă rog să vă ridic în fața domnului doctor... Domn profesor. Leșe. Domn profesor, vă rog să-mi dați voie să termin și să vă spun că dacă ne amintim cum o cântat la început Pițiș, horea ce moroșenească, tătă lumea s-o horească. Deci, domn profesor, dacă el acum 70 de ani cânta sub această formă despre horea, în horea lui cu noduri și spunea că e horea moroșenească, asta trebuie să ne dea de gândit și să nu uităm acest lucru și să nu-și aroge alții dreptul că le aparține. Ce este bine că e preluată frumos, dar nu ne deranjează că este considerată ca fiind dintr-o altă zonă. Dar de fapt trebuie să spunem și să dăm cezarului ceea cezarului. Vă spune un om care a cercetat alături de dumneavoastră și care, pentru un om care, adică eu, ca pentru a-mi încropi un repertoriu, nu m-am rezumat doar la Maramureșul istoric. Am cutreierat toate zonele folclorice și subzonele, Chioaru, Codru, Interferența, de unde ești cu Maramureșul, care o are și satul meu, Lăpușu și Oașu. Asta nu înseamnă că îmi vor lipsi din repertoriu și piese din aceste zone folclorice și care vin oarecum să îmbogățească această cunună de cântece care încropesc și întruchipează repertoriul de 120 de piese care zic că sunt rodul culegerilor mele. Și pentru că veni vorba, am aici, domn profesor, o piesă, o doină, Mândră floarei norocul, pe care dumneavoastră ați cules-o. Aoleu, Măriuca, mi-ați schimbat semnele și acum nu mai știu unde o găsesc. Mândră floarei norocul, nu-i aici? Da, aici este. Norocul. Mândră floarei norocul. Măriuca, ia, spune tu domnului profesor, informatorul. Timișeleană, 29 de ani, noiembrie 1974, Moisei. Moisei, această doină este tot de la Stângău, domn profesor, deci de la Borșa. Deci în zona. Deci tot zona. Deci nu mă deranjează că vine o tânără de 29 de ani, pentru că textul este exact ca și textul pe care eu îl am în cântec. Cu alte cuvinte, cântecul este cules de mine, preluat de ascultători, de auditori. Și auzit de mine. Și ea vi l-a cântat, iar dumneavoastră ați făcut extraordinar și mi-am mai regăsit și multe alte cântece. Zi mai eu cu cetera, n-are, îmi scapă acum, pentru că n-are mama 10 fete, pe urmă nu se despart inim dragi și așa mai departe. Acum, ce vreau să vă spun, cu atât mai meritoasă este strădania dumneavoastră, cu cât regăsesc și cântece pe care eu, care nu mor, domn profesor. Nici nu știți cât de mult prețuiesc munca dumneavoastră. Și de aceea am spus, mare lucru să pot să realizez așa ceva. Iar la ora când am vrut să mă înscriu la doctorat, mi-am ales un titlu foarte frumos. Folcloristica muzicală maramureșană. Și exact asta trebuia de la Bredicianu, de la Bartok, de la Ioan Bârlea, da, de la preotul care a fost în expediții, dacă se pot numi așa, cu ei în culegeri prin toate satele maramureșene, un om de cultură, pentru că de ce să nu recunoaștem? Dacă nu erau oamenii de cultură, nu știu unde am fi ajuns, pentru că ei au ținut și sus standardul patriotic pe lângă celelalte, domn profesor. Așa este. Și limba română și tezaurul nostru. Tezaurul. Sunt dator să vă mai spun ceva cu horea cu noduri. Horea cu noduri a noastră, deși ne-a făcut cunoscuți în toată lumea, horea noastră cu noduri nu e singulară. Mergem în Gorj, domn profesor. Exact, mulțumesc. Vreau în special despre asta să vă spun ceva. E un atac sus, un atac nazal la Gorj. La noi e acea glotă, lovirea din glotă. Mergem în Basarabia, mergem în Moldova. Este acel specific. Sunt surori gemene. Nu suntem noi izolați aici. Undeva am existat. Probabil
de la decibel încoace, am existat undeva un fond comun care s-a împărțit. Poftiți! Asta am vrut să spun, domn profesor, că Gorjul, la această oră, toate femeile cântă cântecele cu lovitură Aha. de glotă. Exact. Ce se întâmplă? Profesorii de canto de la această oră, toți zic că un cântăreț trebuie de folclor, specific acest lucru, trebuie să cânte pe corzi. Deci n-au voie să cânte pe impostație. Eu toată viața am cântat pe impostație. Și dacă nu cântam așa, cântam două cântece și răgușam. Gata. Un artist, ca să reziste în timp, este obligatoriu să-și cultive vocea. Astfel, cântând fetele din sud, ele cântă pe impostație, domn profesor. Dar de ce noi nu putem în zona noastră să cântăm pe impostație, indiferent de timbru vocal, că e de alto sau de soprană? Asta este una din marile greșeli și o altă greșeală pe care eu vreau să o subliniez aici, faptul că se aduc cântece din alte zone și le împământenesc ca fiind de ale noastre. Ta la la ta la ta ta ai la 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 ai la 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 la. Mă iertați, puțin parodie. Da. Dar care e piesa de origine, domn profesor? Câtă lume știe? Bagiam neu ei astă vară la ri ra ri ra ri ra ra ri ra ri ra ra. Mă roagă să-l iubesc iar la ri ra ri ra ri ra. Ritmul de șase. Dar nu-ți floarege să care la ra ri ra ri ra ri ra ri ra ri ra ri ra. Să-l iubesc a doua oare. Asta e originalul. Ta ra ri ra ri ra ri. Ana Popcorondan de la Cluj, Napoca. Dumnezeu să o odihnească. Un cântec superb. Ai noștri cioze. Tararata, ai ratata, ai rai, 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 rai. Da, da. De ce? N-avem noi folclor? N-avem altceva știință de carte ce-o scris domn profesor Gheorghe Pop să le pună în valoare. Vă rog să mă iertați, nu sunt rea. Vreau să vă fiu de folos. Dumnezeu să ne ajute. Foarte frumos. Haideți să ne mai cântați un cântec, așa cum numai dumneavoastră știți. Ai, mai
grui. Dragii mei, trebuie să vă recunosc ceva. Nu am mai văzut de mult timp, recunosc, să sufere cineva atât de mult pentru faptul că se pierde folclorul. Așa cum am întâlnit în această emisiune și vreau să spun că mai sunt care suferă după dispariția bisericilor de lemn, al caselor de lemn și a înțelepciunii care am păstrat atâția zeci de ani și dispare atât de ușor. Cum am invitații din această emisiune, ceva unic și trebuie să-i apreciem pentru că sunt puțini care se uită așa cu un ochi de regret la ceea ce se întâmplă astăzi. V-am văzut foarte revoltați, pot să spun, prin faptul că am devenit nepăsători când vine vorba de cântat. Cântăm orice, ușor, fără să ne pese că distrugem ceea ce dumneavoastră a stâns în atâția zeci de ani. Să fie oare și devină faptul că nu mai se lucrează cu sufletul, nu mai doresc să ducă adevărata valoarea Maramureșului mai departe și se lamentează doar la strictul necesar să vină cât mai mulți bani fără să ne pese ce se întâmplă pe urmă? Da, ăsta e adevărul. Dar este valabil în toată țara, da. Nu numai în Maramureș. Ăsta e adevărul. Și eu zic, nu mai eu zic, și îmi pare bine că sunt mulți, multe milioane ca mine, nu putem să dispărem. Oricât am vrea, nu poate dispare ceea ce este tradiție, ceea ce este element de bază al creierii noastre ca neam, ca popor, ca limbă. Domn profesor, Vlahuță spunea, dacă ne gândim câte viforniți au mai trecut peste acest neam, e de mirare că ne-a mai rămas ceva întreg. Și acel ceva este credința, graiul și tradițiile, domn profesor, care de fapt au reprezentat chintesența existențială a acestui popor. Și atunci cum noi să ignorăm acest lucru? Acum vă întreb, ce ar fi de făcut? Că am despicat firul în patru, am pus pe tavă ce a fost prin ceea ce găsim în cărțile dumneavoastră și în ceea ce au strâns unii oameni din ce s-a putut la vremea aceea și ce se poate face ca să nu ajungem să regretăm că nu s-a făcut nimic când se mai putea face. În primul rând să promovăm valoarea. Și zic valoarea, o am în față o valoare pe doamna Angela Buciu. Nu-i că e de față, o spun și când nu va fi de față. Adică să promovăm ceea ce este strict, strict valoare și muzicală și literară, în cazul nostru, și autentică. Deci nu să promovăm valori mai puțin dubioase sau chiar mai mult dubioase, care, am mai spus la început, preiau melodii, o parte din melodie de aici, o parte din altă parte, din altă zonă, și în 3-4 zone face melodie și zice că, pac, e Maramureș. Nu e Maramureș. Sau e o frântură în Maramureș, texturile sunt, știm noi cum sunt făcute. Ei sunt fabricanți, da, de melodii. Așa. Cu carul. Sunt texte de inimă albastră, în ghilimele, și uite așa, ne facem, scoatem CD-uri. La CD-uri și la DVD-uri, eu aș fi, și sunt convins că și doamna e de acord cu mine, eu aș fi foarte drastic. N-aș lăsa pe piață să intre decât, să zic așa, muzică comercială. Poftim, nu-i zici folclor, nu-i zici muzică tradițională, muzică care e element. Să zice muzică comercială sau eu, nu știu, n-am în cap la ora actuală cum să o denumim. Să separăm o dată pleava de neghină, neghina de grâu. De grâu. Nu se poate. Păi așa, unii ajungem, unii au ajuns. Ajungem să ne admire francezii, Doamne, așa a fost. Să ne admire, o mai ajungem și noi. Acolo. Să admirăm ce a fost odată. Vor dispare, noi vom dispare. Că e viața biologică. Trebuie să mergem înainte. Voi tineretul. Dar unde o ajunge? Să ajungem să prețuim
ce am avut cândva, sau ne arată alții vin să stabilesc în Maramureș și văd, Doamne, așa, așa cântați. Uite, am încercat și am reușit, mulțumesc lui Dumnezeu, cu amatorii, să fac cor bisericesc. Multe piese, nu de aici, piese, să zic, piese pricezne cântate care au un is popular, dar cu mult simț, cu multă acuratețe melodică, cu multă acuratețe și textului, nu fabricat, pus în sufletul maramureșanului, poate peste noapte sau poate în tainica lui gândire de a, când se roagă, de a sta cu Maica Domnului să o roage să ne ajute. Și felul în care el, sincer, știe să se roage, s-a născut acea melodie. Sunt N melodii. Și am reușit câteva să le prind. Și mulțumesc ție, Doamne, că am reușit. Și sper să reușesc mai departe. Sigur că nu m-am oprit aici la lucrarea asta, dacă tot vine vorba, fac o paranteză, am lucrat 15 ani. 15 ani. În 82 a apărut, din 66, 65 am început. Și în 82 am terminat-o. Deci, ca să o tipăresc. După ce a apărut Sculați, Boieri Mari, împreună cu prietenul meu, Pamfil Bilț, folcloristul, îi mulțumesc pe această cale, am a treia carte, care e manuscrisul a patra, și sigur că am această culege de pricezne, 170 de melodii, lucrate pentru cor mix de amator. Și, să mă laud acum, am o culegere numai strict colinde de Maramureș. Am peste 120 de colinde de Maramureș, care sunt adevărate bijuterii, care, mă repet din nou, nu o să pot niciodată să le compar cu ceva, nu o să pot niciodată să le prețuiesc la valoarea care există și care, spunea doamna și mulțumesc, nu ajung eu la Vancu, dar am ajuns să păstrez elementul de bază din melodie, iar vocea altus, tenorul și basul, că cor mixt, să ajute la complementarea sopranului, să scot elementul de bază din colindă, ceea ce simte maramureșanul când o colindă. Nu neapărat, sunt N colinde, sunt N colinde de fereastră, colinde de religioase. Am încercat colinda religioasă să o aduc la aportul ei de bază care l-a avut prima dată. Lost.
soare, e dor și e mult.